Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Cum am ieșit de la muncă, cum am dat puțin fuga în Lidl, pentru că, sincer, aveam nevoie de prânzică făgăra și Pampers pentru cea mică. Pentru cea mică, știți că eu îi dau prânzica asta făgăraș în fiecare zi, la fiecare masă și iaurt. Am cumpărat și un salam Victoria, nu m-am luat niciodată, vreau să văd cum este. Am mai cumpărat și un gris cu lapte, cu căpșune. Nu știu de ce, dar în ultimul timp am poftă de dulce, ceea ce mie nu îmi convine, adică nu mă încântă chestia asta. Trebuie să iau din nou vitamina K, parcă este pentru pofta de dulce. Nu mai țin minte exact, o să întreb pe verișoara mea care este doctoră. Am luat și o smântână din aceasta de gătit. Vreau să-i fac Ludmilei o supă cremă de dovleac cu cartofi dulce, morcovi și tot felul de legume la cuptor toate și să vedem cum îmi iese. Nu i-am făcut niciodată, dar știu că aceste legume ei îi plac. Am mai cumpărat și acest iaurt de căpșune. Am mai cumpărat o banană pentru că mâine sunt liberă și poi mâine și îi dau câte o banană pe zi. Mai am una, de aceea nu cumpăr foarte multe pentru că eu nu mănânc niciodată banane. Tătic de bebe din când în când, când vrea să mănânce, cumpără mai multe. Am mai cumpărat și câteva cepe micuțe. Știți de ce cumpăr eu ceapă micuță? Pentru că ceapa foarte mare, dacă nu o folosești, de fapt ceapa, dacă nu o folosești pe toată la o masă, adică imediat după ce ai tăiat-o, este foarte toxică. Și de aceea eu folosesc o ceapă micuță. Nu pot să zic că sunt încântată de ceapa în mâncare. Eu o dau părăzătoare. Nu îmi place decât crută. Și de aceea, dar îmi face destul de rău. Așa că mănânc destul de rar. Și încerc să, când pun în mâncare, pun micuță. Am mai luat o salată de icre de crab. Nu am mai mâncat de mult și mi-era poftă. Pentru că aș bea altceva în afară de apă sau cafea, mi-am luat un lapte din acesta fără lactoză, pentru că am intoleranță la lactoză și mie îmi place să-l beau așa rece, beau câte un pahar, două, seara. Am mai luat și pâinea mea preferată, ciabatta cu măslină. Îmi lipseau, da, și pentru astea am fost, îmi lipseau cafelele mele, de fapt cafeaua mea preferată, 3 în 1, știți că eu beau câte două pliculețe într-o zi, îl pun într-un termos mare și iau cu mine la muncă. Am mai cumpărat și niște morcovi pentru a-i pune la cuptor să îi mâncăm. Pentru pisoi am cumpărat acest nisip de la Cosidra. Îl găsesc foarte greu în Lidl. Iar acum, pentru că nu mai aveam, am cumpărat, eram și fără cea mică, deci puteam să îl car liniștită, am cumpărat o plasă de 10 kg. Mai nou au apărut aceste chipsuri. Bine, prima dată, cred că pe acestea le-am mâncat la Ramona, fata la care mă duc eu să iau cumpărături de la Avon și alte, are un magazin cu produse Avon în principal și cu alte firme, farmacii, Oriflame și tot ce vrei și ce nu vrei. Și am mâncat de la ea când stăteam odată de vorbă. Sunt din orez, brun, chiar mi-au plăcut. Am mai cumpărat și pe acestea să le încerc cu, cred că cu ceapă și smântână, nu prea mă pricep eu. Și acestea cu paprika le-am mai cumpărat odată și mi-au plăcut și mie și Ludmilei, așa că le-am mai recumpărat. Și ultimul lucru, am cumpărat Pampers pentru că mai aveam nevoie. Văd că scrie că este o formulă foarte nouă, fast dry, nu știu dacă scria și pe celelalte. Mai am câțiva Pampers, așa că am luat să am.
Asta a fost-o, dragii mei. Dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!